Știu că voi împliniți astăzi 4 ani de la primul sărut. Da, în urmă cu 4 ani am început relația Florin și cu mine și astăzi împlinim 4 ani de când am început relația noastră. Îți mai aduci aminte cât de emoționant a fost acel prim sărut? Florin a făcut primii pași și s-a întâmplat într-un moment în care eram într-un proiect unde chiar aveam nevoie de susținere, eram foarte singură și el a fost alături de mine și a fost foarte, 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 foarte insistent. Florin, când își dorește ceva și își pune în cap ceva, nu se lasă până nu reușește. El întotdeauna are o vorbă: nu există, nu se poate, există, nu vreau. Și de Valentine's Day a reușit să-mi cucerească inima. Atunci ne-am sărutat pentru prima dată și de atunci am fost despărțiți maxim 2 săptămâni, asta vară. Te-a surprins cumva de dimineață? Da, azi noapte. El, wow. El ține foarte mult cont de lucrurile astea și mi-a adus aminte. Și am găsit împreună o poză frumoasă și am postat. Eu am făcut de mâncare acum, am mâncat împreună toți, pentru că de seară o să-i duc la aeroport și trebuie să duc departe, la 100 de kilometri. Eu sunt încă în Dubai, pentru că încă nu mi s-a terminat toată procedura pentru rezidență. Este aproape pe sfârșit și chiar pe data de 1 am fost anunțat că se face și un dobor la casă, așa că eu o să petrec mai mult timp aici pentru că trebuie să o și mobilăm, trebuie să ne ocupăm de curent, de tot, iar el cu Sara o să plece înapoi în România pentru că Sara are școală și avem de lucru, dar abia aștept să vină din nou aici. Să rezolv cât mai repede cu actele. Da, da, da. Nu, toate se rezolvă, dar toate au un timp al lor și eu nu vreau să grăbesc cu nimic. Asta este. Adevărul e că cine ar vrea să plece din Dubai, de la căldurică, de la lux, opulență? Da, nu, să știi că nu este așa momentul în care locuiești aici. Este așa când ești turist, dar când locuiești aici, lucrurile se schimbă. Nu este același lucru. Să știi, nu este același lucru. Deci opulența și luxul sunt pentru cei care vin pentru o săptămână turiști. Dar pentru cei care doresc să locuiască aici, este o viață normală și chiar puțin greu, pentru că se conduce foarte greu, sunt foarte, 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 ieșit foarte multe, mi-a fost foarte greu să mă adaptez, pentru că nu mai ești ID-ul, eu trebuie să investesc în fiecare lună să închiriez o mașină, că nu am voie să conduc o mașină cumpărată și e foarte scump. Apoi viața, adică nu, să nu crezi că eu merg în fiecare zi la restaurante să mănânc sau... Pentru că noi vrem să facem o casă aici, noi muncim în România, nu avem aici nimic. Nu este chiar atât de ușor, adică noi facem totuși niște sacrificii. Eu stau la hotel în momentul de față și este destul de scump și nu stau la un hotel de suite, deci nu-mi permis să stau la... Pentru că ar fi absurd să dau banii pe hotel când pot de banii aceia să cumpăr un dormitor mai ca lumea sau... Adică noi acum chiar încercăm să ne strângem ca să putem să avem aici o casă, o casă mult mai mică decât casa din România, dar visul meu este ca fata mea să învețe aici.